Un localnic din comună a sesizat astăzi că toaleta școlii din Devesel a luat foc și a alertat pompierii. Pericolul era uriaș pentru că anexa era în apropierea instituției de învățământ și focul se putea extinde la clădire. Ajuns la fața locului, am constatat că ardea generalizat acne sau suprafață de aproximativ 24 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare la școală. Datorită intervenției prompte a colegilor mei, incendiul a fost localizat și limitat în limitele găsite, fără a fi afectate alte dependențe ale școlii. Incendiul a fost provocat de un adolescent care a folosit focul în toaleta școlii. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru distrugere și minorul va răspunde penal având peste 14 ani. Pompierii militari au mai intervenit astăzi și la un incendiu în drobeta Turnul Severin, unde o casă luase foc din cauza unui scurt circuit. Militarii au reușit să stingă focul fără pagube prea mari.